Like dacă ești în vacanță și nu uita de follow pe Instagram. Îți mai adaugă 5 zile la vacanță. Pe scurt, în vacanță. Vacanța e cel mai tare lucru care poate exista pentru elevi. Poate să-ți nu faci temele pentru acasă și să degradezi în fiecare zi. Mai sunt și alte multe lucruri, dar în această vacanță am decis să folosesc timpul cu folos. Glumesc, mama pur și simplu mi-a spus dacă o să stau toată ziua și nu o să fac nimic, o să mă dea la casa de copii. Doar că eu vreau pur și simplu să stau toată ziua și să mă uit la serialuri și să mănânc chipsuri. Așa că dacă nu vreau la casă de copii, trebuie să mă apuc de lucru. Primul lucru pe care trebuie să-l fac, trebuie să-mi fac planul de vacanță. Eu deja aveam câteva idei pentru vacanță. În prima zi eu pur și simplu stau și degradez sau mai degrabă nu fac nimic. Asta trebuie să o fac pentru că să mă odihnesc pentru toate zilele școlare învățate. În a doua zi stau la fereastră și aștept să ningă. Sper să ningă, măcar să ploaie. În a treia zi joc toată ziua în Brawl Stars fără oprire. În a patra, cincea și a șasea zi filmez videouri pentru cei mai tari abonați în lume. Găsa și de like, nu uitați. În a șaptea zi mă uit la toate filmele care au apărut în 2019 și n-am reușit să mă uit. În a opta și a noua zi încep să fac sport, ca să-mi fac mușchi după care toate fetele vor fi ale mele. În a zecea zi îmi fac curățenie în cameră. În a unșpea zi mă pregătesc pentru școală. Super, planul este gata. La un moment în cameră a intrat mama. Așa s-a primit că am primit o invitație și trebuie să plec în Londra. Eu acolo voi fi toată săptămâna, așa că te lăs singur acasă. Fii cu minte, bine? Dacă nu vrei, la casa de copii. I-am spus mami că totul va fi bine și eu deja am planul de vacanță. Băgam ești piciorul în plan. Pe scurt, în vacanță. Bandiților, ce faceți la mine în frigider? Stați să vă iau de aici. Prieteni, scrieți în comentarii ce faceți voi în vacanță. Și nu uitați de follow pe Instagramul meu. Repede, linkul va fi în descriere. Instagram.